ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit ciorbă cu coaste de porc afumate sau ciorbă cu afumături. Vă prezint ingredientele necesare. Am pus pe foc o oală în care am adăugat 4 litri de apă. Am dat focul tare și am lăsat-o să fiarbă. Apoi voi adăuga 1 kg 500 de grame de coaste afumate de porc. Le-am tăiat în bucăți mari. Și o voi lăsa să fiarbă la foc tare timp de 30 de minute. În acest timp voi lua spuma ori de câte ori se va forma și o voi arunca. Cantitățile ingredientelor ce am să vi le prezint în această rețetă le veți alege dumneavoastră. Au trecut 30 de minute, voi adăuga 2 morcovi potriviți ce i-am tăiat în 4, apoi în cubulețe potrivite. O jumătate de ardei gras verde, o jumătate de ardei gras roșu și o jumătate de ardei gras galben ce i-am tăiat în cubulețe mari. 2 cepe mari, o ceapă roșie și o ceapă albă ce le-am tăiat în cubulețe mari. Un cartof mare, după ce l-am curățat, l-am spălat foarte bine, apoi l-am tăiat în cubulețe potrivite și l-am acoperit cu apă rece pentru a nu se înnegri. Îl voi scurge foarte bine de această apă și îl voi adăuga în ciorbă. O lingură mare de leuștean uscat, o lingură mare de busuioc uscat, o lingură mare de pătrunjel uscat, iar pentru a ajuta digestia, deoarece folosesc carne de porc, eu tot timpul adaug semințe de fenic. Voi adăuga o linguriță de semințe de fenicul. În cazul în care nu vă place un anume ingredient, îl puteți omite. Voi acoperi oala cu un capac și le voi lăsa să fiarbă până ce zarzavatul s-a gătit pe gustul meu. Apoi voi continua cu rețeta. Voi verifica dacă zarzavatul și coastele de porc s-au gătit, ceapa este gata, morcovul la fel, carnea este gătită foarte bine. Voi adăuga 2 litri de apă, voi da focul tare, voi adăuga o lingură de pătrunjel uscat, 250 de grame de pastă de bulion, voi amesteca puțin. Și cum soțului îi place ca ciorba să aibă multă fidea, eu voi adăuga 3 mâini de fidea groasă. Voi amesteca foarte bine și o voi lăsa să fiarbă. Într-un bol am adăugat un ou și îl voi amesteca foarte bine cu o furculiță. Eu tot timpul fideaua o adaug la final, o las să fiarbă timp de 5 minute, apoi o las timp de 15 sau 20 de minute să se umfle la temperatura ciorbei după ce am stins focul. Pe puteți să fierbeți fideaua până se gătește pe gustul dumneavoastră. Voi adăuga 70 de ml de oțet de mere. Dumneavoastră puteți folosi orice tip de oțet doriți. Voi amesteca foarte bine și voi lăsa oul deoparte până ce voi avea nevoie de el. Iar acum voi aștepta ca ciorba să fiarbă. Ciorba a început să fiarbă. Voi adăuga puțin ulei deoarece coastele de porc nu au fost foarte grase. În timp ce voi adăuga oul, voi amesteca foarte bine în ciorbă. Apoi voi amesteca în ciorbă și voi gusta această ciorbă cu coaste de porc pentru a vedea dacă am obținut gustul dorit. Tot timpul să gustați mâncarea înainte de a stinge focul, deoarece gusturile sunt diferite. Eu am obținut gustul dorit, nu am adăugat sare în această ciorbă, deoarece coastele de porc au fost suficient de sărate. O voi lăsa să fiarbă în continuare la foc tare timp de 5 minute, apoi voi stinge focul. Au trecut 5 minute, voi amesteca puțin în ciorbă, după cum vedeți fideaua a început să se umfle, voi stinge focul și așa cum v-am explicat, voi lăsa fideaua să se umfle la temperatura ciorbei timp de 15 sau 20 de minute. Voi adăuga în farfurie. Voi presăra puțin pătrunjel și o vom putea servi. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.